În perioada 23 septembrie-1 octombrie 2020, polițiștii din cadrul secției 1 Poliție Rurală Vadul Moldovei, împreună cu doi reprezentanți din cadrul Gărzii Forestiere Suceava, au efectuat un control pentru verificarea legalității unor transporturi de material lemnos de pe raza ocolului Silvic Râșca. În luna martie 2020, operatorul economic supus controlului a emis 5 avize primare de însoțire a materialului lemnos pentru un volum total de 228,14 metri cubi lemn rotund de esență fac și 3 metri cubi lemn de foc. Iar din verificările efectuate s-a stabilit faptul că respectivele transporturi de material lemnos nu au avut loc în realitate, situația scriptică justificată prin documente de către operatorul economic fiind în contradicție cu realitatea din teren. Întrucât operatorul economic nu a putut justifica lipsa materialului lemnos aferent avizelor de însoțire eliberate, s-a dispus sancționarea contravențională în conformitate cu prevederile legii numărul 171 din 2010, cu amendă în cuantum de 15.000 de lei și ca măsură complementară s-a dispus confiscarea a 231,14 metri cubi lemn buștean în valoare de 45.964,86 de lei. De asemenea, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au stabilit faptul că unul din mijloacele de transport folosite la transportul de material lemnos, deși nu are capacitatea tehnică constructivă să transporte material lemnos, figurează radiat din circulație din anul 2011. Pe acest număr de înmatriculare în anul 2019 fiind emise 11 avize secundare de însoțire în volum total de 642,8 metri cubi brad, bușteni, gater în valoare de 219.149,26 de lei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de fals și uz de fals, ce va fi soluționat procedural.